Potrivit reglementărilor legislative din sistemul de învățământ preuniversitar, anul școlar începe pentru cadrele didactice la data de 1 septembrie anul curent și se încheie la data de 31 august anul următor. Astfel, personalul didactic titular din învățământul preuniversitar care a îndeplinit condițiile de pensionare pentru limite de vârstă pe parcursul anului școlar se pensionează la data încheierii anului școlar, respectiv la data de 31 august a anului curent. În situația în care, pentru anul școlar următor, cadrul didactic nu mai beneficiază de menținerea în activitate ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare, nu îi se mai aplică prevederile Legii Educației Naționale numărul 1 per 2011, fiind îndreptățit la obținerea drepturilor de pensie pentru limite de vârstă. Având în vedere dispozițiile legii numărul 263 per 2010, conform cărora pensia pentru limite de vârstă se cuvine de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și se acordă la cerere, dispozițiile legii numărul 1 per 2011, conform cărora personalul didactic titular din învățământul preuniversitar, care a îndeplinit condițiile de pensionare pentru limite de vârstă pe parcursul anului școlar, se pensionează la data închierii anului școlar, data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limite de vârstă în cazul personalului didactic, didactic titular din învățământul preuniversitar care a îndeplinit condițiile de pensionare pentru limite de vârstă pe parcursul anului școlar 2018-2019 este 1 septembrie 2019. Întrucât ziua de 1 septembrie 2019 este zi nelucrătoare, în cazul acestor persoane, dosarul de pensie pentru limite de vârstă se va depune pe data de 2 septembrie 2019, iar drepturile de pensie ce se cuvin se acordă și se plătesc începând cu data de 1 septembrie 2019. În cazul persoanelor aflate în situația prezentată anterior, care depun dosarul de pensie începând cu data de 3 septembrie 2019, drepturile de pensie pentru limite de vârstă se cuvin, se acordă și se plătesc de la data înregistrării cererii de acordare la Casa Teritorială de Pensii.